Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Blue Dual. Un telefon ce beneficiază de două camere foto principale, senzor de amprentă și un finisaj premium. Toate acestea la un preț accesibil. Acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la unboxing și să vedem ce le găsim în această cutie. Telefonul Blue Dual vine în această cutie neagră. Pe partea din spate regăsim specificațiile principale și haideți să nu mai pierdem timpul și să vedem cum arată telefonul și ce se află în această cutie. În primul și în primul rând regăsim telefonul, ce pot spune din start că este destul de subțire, are un feeling premium și pe partea din spate avem camera foto duală care dă și numele acestui telefon și senzorul de amprentă. Este un telefon subțire, metalic, ce arată foarte bine. Dar mai multe despre el vom discuta în minutele ce urmează. Deocamdată îl punem deoparte și haideți să dăm cartoanele astea deoparte. Aici cred că avem informații legate de telefon și documentație. Haideți să vedem. Exact, avem niște informații legate de garanție și mai avem un Quick Start Guide. Ok, mai departe. În această cutie mai avem și încărcătorul ce poate încărca telefonul cu 1,5 A, ceea ce înseamnă că nu va dura foarte mult încărcarea, un lucru foarte bun. Și mai avem și cablul de încărcare și de transfer date USB, micro USB. Telefonul Blue Dual este un device cu un aspect premium. Pe partea din spate avem metal și cele două camere foto de 13 respectiv 2 megapixeli. Această cameră foto duală este ajutată de un blitz LED, evident și el dual, și tot pe partea din spate telefonului avem senzorul de amprentă, ce funcționează excelent. Întoarcem device-ul și pe partea din față suntem întâmpinați de ecranul de 5,5 inch cu o rezoluție de 1920x1080. Butoanele, în mod surprinzător, se află pe partea stângă a telefonului, butoane ce de obicei erau poziționate pe partea dreaptă, unde acum găsim sertarul pentru cartela SIM și pentru cardul microSD. Puteți pune o cartelă SIM și un card microSD, sau în caz în care vă doriți, puteți să puneți două cartele SIM. Punem sertarul înapoi și acum haideți să deblocăm telefonul și să intrăm în Antutu, unde telefonul a reușit să scoată un scor decent de 32.886 de puncte. În partea de sus a acestui telefon avem conectorul jack de 3,5 mm pentru căști și alte dispozitive, iar în partea de jos avem cele două grile pentru difuzor și conectorul micro USB. Blue Dual rulează pe un chipset MediaTek MT6737 și vine la pachet cu un procesor quad-core tactat la 1,5 GHz, un acceleator grafic Mali T720 și 2 GB memorie RAM. Pentru stocare avem la dispoziție 16 GB memorie internă, ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 GB. Și pentru ca telefonul să poată fi folosit intens toată ziua, acesta mai beneficiază și de o baterie generoasă de 3000 de mAh. În concluzie, telefonul Blue Dual se adresează celor ce sunt pasionați de fotografie, având o cameră foto duală cu senzori de 13, respectiv 2 megapixeli, avem și senzori de amprentă, un ecran generos de 5,5 inch cu o rezoluție de 1920x1080 și finisaje premium, toate acestea la un preț accesibil. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. O zi excelentă vă doresc, la revedere!